Stimate domnule ministru, drag coleg, prieten, cu această ocazie îți urez multă, multă fericire, înțelepciune să știi ce îți dorești, ori asta se poate chiar întâmpla. Și zic că în continuare sunt o invidioasă, știind că ministrul are două zile de naștere, una pe vechi și una pe nou. Stimate domnule ministru, mulți, mulți ani, mulți, mulți ani, mulți, mulți succes, mulți, mulți sănătate, and всего лучшего. Счастья, здоровья, успеха и в личной жизни, и в профессиональной. Стимате домнули министру, în calitate de șef de cabinet în ultimele săptămâni, vă urez să aveți foarte multă răbdare și perseverență în această lună. Și pentru anul viitor, vă doresc foarte multă sănătate, bucurii și multe realizări. Domnule Efrim, colaborarea cu noastră este mereu o plăcere. Vă doresc la mulți ani norocoși, frumoși, fericiți, să ne fiți mereu plini de viață, așa precum vă știu. Mulțumesc pentru tot ce faceți pentru țara. La mulți ani! Oleg, e ca cum spun și colegii, e clar că te-ți mulți urat. Eu îți urez și ce n-ai să ai, ce și îți dorești mai multe, de la minim 50%, plus la ce îți dorești tu. Dar cred că deja tot ai, mai departe, să duci ce și ai, să poți duci. Cu sănătate! La mulți ani frumoși și sănătoși de ministru! Și nu uitați că one apple a day keeps the secret away! La mulți ani! Și atenție la dorințe anul ăsta! Happy birthday, domnule ministru! Cele bune să se adune, realizări frumoase, la mult și la mai mare! Noi vă dorim să rămâneți întotdeauna la fel de suplu și stilat! Domn ministru, noi suntem atât de încântați că dumneavoastră ne sunteți tânăr, plin de entuziasm, plin de energie, atât de deosebit. Și pentru faptul, pentru toate calitățile pe care le posedați, noi vă iubim și vă admirăm. Vă respectăm enorm și vă zicem un la mulți ani de tot sufletul. Îți doresc să rămâi luptător așa precum ai fost, să-ți urmezi drumul, să-ți urmezi inima și să dea Domnul să ai mult noroc în toate deciziile pe care urmează să le ai. La mulți ani! Vă doresc multă sănătate, succese și ascensiuni în carieră. A fi domn e o întâmplare, a fi om e o lucru mare. Ne bucurăm foarte mult, domnule ministru, că vă avem în fruntea instituției noastre. Vă dorim un sincer la mulți ani și multe realizări frumoase. Vă urez mulți ani, multă sănătate noastră, celor apropiați, realizarea planurilor comune și a celor care sunt noastre private. Am înțeles că anul trecut ați săvârșit o faptă eroică refuzând la fumat. Vă urez să perseverați în această direcție. Domn ministru, vă urez un sincer la mulți ani și vă doresc multă, multă perseverență, îngăduință, cumpătare, pace în suflet și mulți, mulți prieteni adevărați. Viitoare! Generații, vă dorim niciodată și întotdeauna, niciodată trist și întotdeauna fericit. M-aș fi bucurat dacă asta ar fi continuat, pentru că perioada asta eu am simțit că activitatea noastră a fost promovată și a existat un interes din partea conducerii. Domn ministru, la mulți ani, provocări mai mari și realizări depășite. Munca asta a dumneavoastră, domnule ministru, e tare grea, e subapreciată și totuși foarte, foarte necesar. Așa că mulți ani, multe forțe pentru ca să o duceți până la capăt. Ca urare, aș dori să mai rămâneți în fruntea Ministerului Justiției încă pentru un mandat. Cred că întreg ministerul ar fi fericit. Sincerele noastre felicitări, să aveți parte de multă răbdare, perspicacitate și sănătate. La mulți ani! Să fiți bucuros de copil și sperăm că în continuare vom lucra împreună. Realizări frumoase, performanțe, la mai mult și la mai mare, toate bune. Să atingeți scopurile pe care vă le-ați propus, succese și realizări din cele mai frumoase. Și la cât mai multe acțiuni demne de admirat. Sănătate maximă, echilibru, armonie și toate cele bune în viața dumneavoastră. La mulți ani, domnule ministru, o viață lungă și prosperă și numai bine. Ne dorim să fiți mai mult alături de noi pentru ca să punem și să îndeplinim acele obiective care le avem puse de mai înainte. Sănătate, respect și apreciere de la colegi. Succese și multă baftă în activitate și bucurie de la cei dragi. Vă urăm mult, mult succes și perseverență în toate planurile pe care vi le-ați propus. Să creșteți pe plan profesional, anul viitor vă așteptăm ca în calitate de
prim-ministru, cel puțin. Domnul ministru, felicitări, multă sănătate, bucurie, dragoste, realizări frumoase, vise împlinite și la mulți ani. Stimate domnule ministru, fiindcă de fumat v-ați lăsat, noi cu toți am analizat și un sac de bombane v-am cumpărat. Sănătatea s-o îndulciți și succesul să-l înmulțiți. Viață lungă să trăiți, cu cei dragi toți fericiți! La mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!